23 mai 2024 sunt la această colonie de producție cu o matcă de 24X și să vă arăt ceva, că vorbele de multe ori sunt de prisos. Eu cuibui sus în cap, dar în luna mai la sfârșit, iată ce e aici. Rame pline cu polen bătut pe ambele părți. Asta e una, dar nu e singura. Foarte, foarte mult polen acumulat. Cuibul s-a mutat în totalitate sus. Aceste regine mă cam surprind pe mine și Albina aduce polen în continuare. Și asta e rama, tot cu polen. Tot cu polen, eclozează. Aici va fi polen. Tot ce prinde Albina, asta umple cu polen aici. Să vă mai arăt acumularea de polen. Aș putea să-i pun colectorul ca tot polenul cel mai aduce ea să-l colectez, să nu-l mai lasă de pun în rame, că are ea boala asta. Ia, altă ramă. O colonie de albine. N-a intrat în friguri, dar în partea de jos a umplut. Cât știe ea să aducă polen, umple totul cu polen. Interesant, interesantă structura unei familii de albine. Iată și aici o să eclozeze puietul acela și teoretic o să umple totul cu polen, o să transforme în păstură. Dar de ce vă arăt acest lucru? Că dacă iau eu câte o ramă de aici cu polen și duc la un roi, că în mod normal ar trebui să-l las în pace, să nu-i dau rame cu polen, așa să zic. Ia să văd și pe rama aceasta. Deci au lucrat albinele astea ceva, n-au stat pe gânduri. Miere și polen, superb. Bun, acum că am văzut atâta polen la această colonie depusă, în partea de jos nu prea am ce să-i fac, dar în partea de sus al acestei colonii o să iau două rame cu miere, pun la rezervă și aduc liniștit foiță la construit. Iată, foiță la construit perfect, fără celule de trântori. Dacă nici nu intră în friguri roitului, această colonie va intra în iarnă pe 10 rame. Să-i dau foaia lui construită în partea de jos. Eu dau aici să aibă el loc, dar din partea de sus îi mai iau două rame cu miere. Inițial am vrut să iau puietul, dar văzând că jos nu are puiet, am zis gata, să iau mierea, nu iau puietul. Mierea are și jos, polen, să ai grijă să n-aibă varoa și este perfect. Așa, ăsta e partea de sus, să-i o pun invers, așa, aici este catul cu puiet,
aici are puietul. Bun, cam atât am vrut să vă arăt în acest film, să vedeți câtă polen își acumulează o colonie când a intrat în frigurile roitului, fiindcă se spune că dacă îi dai, dacă are acces la polen mult, va intra în frigurile roitului. Iată că această colonie cam contrazice și acest aspect. Vreo 5 rame cu polen. Ea stă liniștit, blocat, are miere multe, e blocată colonia cu mâncarea. Miere. Iată o ramă pe care o voi duce de aici. Deci are miere. Blocat. Dar are celule goale, într-adevăr, în partea de jos. Cam atât, foarte frumos. Dacă se menține așa această colonie, nu rămâne decât să mai fac eu vreo 10 kg de miere de pe urma ei și totul e în regulă. A avut grijă cu varoa. Mai mult de atât n-ai nevoie. Cam atâta. Până data viitoare, numai bine!